Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la primul grupaj informativ al acestei săptămâni. Primarul municipiului Focșani, Cristi Misăilă, a fost ales președinte al PSD Focșani. Alegerile au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru încrederea acordată și n-aș vrea, pentru că aici deja s-a dat citire componenții biroului politic al organizației municipale, așa cum îmi place mie să spun că vreau să fim o echipă și trebuie să fim o echipă, dați-mi voi întâi să invit în scenă pe toți cei care astăzi au fost aleși alături de mine și încep cu domnul senator, domnul prim vicepreședinte al organizației municipale Focșani, domnul Laurențiu Marin. Doamna subsecretar de stat din Ministerul Culturii, doamna Cristina Nedelcu. Al Colegiului Medicilor Stomatologi, medicul Mihai Nedelcu, consilier local PSD și vicepreședinte al organizației municipale. Domnul inginer Liviu Loelu, cel care a dus prâiile acestei organizații și căruia trebuie să-i mulțumim pentru tot ce a făcut în acești ani și mulțumesc și personal pentru relația desigură pe care o am de foarte mulți ani cu dumnealui. Domnul director Adrian Bulpoiu, prietenul și cel care este mereu arătat cu dacă nu e orașul curat, el este cel care răspunde de acest capitol. Bravo, Adrian, mersi. Domnul profesor, neobositul și cel care totdeauna vine cu idei așa, întotdeauna foarte bine puse la punct, din punct de vedere al organizării activităților sportive, domnul profesor Georgian Ocanu, consilier local, vicepreședintele organizației municipale. Și domnul Dan Grigoraș, în calitate de vicepreședinte, colegul și prietenul meu, cel care uneori este la locul potrivit, uneori nu este la locul potrivit, dar este foarte bun pentru a face parte dintr-o echipă puternică. De 7 ani de acasă, de 7 ani de mandat, de când construim Focșani acasă, ne-am dat seama că avem nevoie și de actul politic. Fără a avea o susținere în Consiliul Local, fără a demonstra prin tot ceea ce am făcut, că proiectele noastre sunt valabile, sunt bune, fără a fi validate din Consiliul Local, noi nu putem să înaintăm, nu putem să le oferim focșănenilor tot ceea ce ne dorim. Și de aceea, consider că este imperios necesar, mai mult ca oricând, să câștigăm Consiliul Local la următoarele alegeri. Să câștigăm majoritatea în Consiliul Local, în Consiliul Județean, să câștigăm europarlamentarele, pentru că avem nevoie, așa cum spuneau domnii europarlamentari, de susținere pentru români. Pentru că toți ceilalți care zic că sunt români și merg acolo, sunt unii care fac doar act de prezență. Nu sunt adevărați români. Ei vin acum și împart lumânări și cruci și spun că sunt credincioși. Dar gândiți-vă foarte bine că istoria ne-a demonstrat niște lucruri grave. Ne-a demonstrat că cei care vin din partide extremiste au fost cei mai mari și cei mai odioși conducători ai acestor popoare. Haideți să ne amintim doar atât. Stalin și Hitler au venit din două partide extremiste. Nu putem să permitem să dăm voie extremismului să vină să ne conducă. Inspectoratul Școlar Județean Vrancea a găzduit vineri o dezbatere în vederea prevenirii și combaterii violenței și consumului de substanțe psihoactive în rândul elevilor vrânceni. Au luat parte la această întâlnire elevi, profesori, reprezentanți ai autorităților și ai poliției. Dragi elevi, pentru că întâlnirea de astăzi este dedicată vouă. Ne-am adunat aici profesori, directori, reprezentanți ai autorităților locale, specialiști în diverse domenii, ca să încercăm împreună să combatem fenomenul de violență
consum de substanțe psihoactive. Este un fenomen care există, îl știm cu toții, însă nu avem curaj să recunoaștem că el există și este din ce în ce mai prezent în viața noastră, în sistemul nostru de educație. Nu să spun că la nivelul județului Vrancea fenomenul este mai acut decât în alte județe, că nu este așa, dar îl avem. Și atunci, rolul nostru este să încercăm să prevenim cât se poate de mult, să facem cu toții o echipă mare și să încercăm să ne ajutăm colegii care au scăpat cumva lucrurile de sub control și sunt pe această cale. Vin în fața dumneavoastră cu mandatul de a vă spune că prefectul județului Vrancea, domnul Nicușor Halici, este convins de faptul că acum, mai mult ca niciodată, tinerii sunt înconjurați de tentații, chiar și acolo unde ar trebui să fie în siguranță. La școală și între prieteni. Noi avem datoria de a arăta care sunt pașii pe care nu trebuie să-i facă niciodată. Iar drogurile sunt, poate, cel mai periculos dintre acești pași. Un salt spre o viață primejdioasă, care, din păcate, pentru cei care devin dependenți, se poate încheia prea repede. Nu putem ignora consecințele grave ale acestui fenomen, astfel că vă asigur că prefectul județului Vrancea, domnul Nicușor Halici, înțelege să lupte pe toate căile și cu toate mijloacele instituționale pentru a proteja viitorul copiilor și al tinerilor noștri. Vă îndemn așadar să facem ca de obicei un efort și un front comun pentru a diminua pe cât posibil și de ce nu de a stopa acest fenomen. Mulțumesc! Mă bucur să văd că astăzi și nu doar astăzi se face un nou pas către acest subiect pe care, da, uneori poate nu-l discutăm așa cum ar trebui. Știți cum e, de obicei lucrurile urâte sunt date așa un pic la o parte, încercăm să le ascundem. La ceea ce vedem noi astăzi din jurul nostru, și mă refer aici și în municipiul Focșani, și în județul Vrancea, și la nivel național, consider că este mai grav ca noi astăzi să nu facem tot ceea ce depinde de noi să combatem acest fenomen. Mă refer mai mult pe partea aceasta a consumului de droguri. Într-adevăr, a spus și dumneavoastră, violența în școli este un alt fenomen îngrijorător pentru fiecare dintre noi. Și dacă noi astăzi suntem împreună aici, pe lângă aceste discuții pe care le facem, ar trebui să ne aplecăm într-adevăr mai mult asupra acestor teme. Noi, Consiliul Județean Vrancea, la inițiativa domnului președinte Cătălin Toma, am achiziționat anul trecut două aparate drug test pe care le-am repartizat, le-am donat către Inspectoratul de Poliție Județean, tocmai pentru că la acel moment era o problemă din acest punct de vedere, pentru că efectiv nu erau foarte multe aparate și atunci vrem să luptăm împotriva consumului de droguri, dar nu aveam cu ce să luptăm. Nu aveam arme, nu aveam muniție. Nu zic că este suficient. Pentru că, din punctul meu de vedere, ar trebui să avem zeci, poate sute de astfel de aparate. Am găsit înțelegere din partea dumneavoastră de fiecare dată când am colaborat, am găsit soluții optime. Activitatea noastră se desfășoară în baza planului teritorial comun cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor și cadrelor didactice în învățământul preuniversitar, atât în incintă cât și în zona adiacentă a unităților de învățământ. Pot să vă spun că cele mai multe cazuri, aproape 90% din situația statistică, sunt cazuri de loviri sau alte violențe. Îmbucurător este faptul că nu am avut cazuri foarte grave. Sunt cazuri sesizate
de îndată după producerea unui eveniment și de cele mai multe ori există o ceartă între cei doi copii și unul înjură, celălalt lovește. Din păcate, nu se aduc la cunoștința unității de învățământ aceste cazuri. Tinerii merg acasă, le povestesc părinților, părinții sunt părtinitori, iar la momentul declarațiilor pe care le luăm noi în cadrul activității de cercetare penală, află și părinții adevărul care a fost la momentul producerii. Începând cu data de 12 februarie, vrâncenii pot investi într-o nouă emisiune de titluri de stat tezaur. Acestea au scadențe de la 1 la 3 ani și dobânzi de 6, respectiv 6,75%. Perioada de subscriere a început de luni 12 februarie și se va încheia pe 8 martie, iar cei interesați în a investi o pot face de la unitățile Trezoreriei Statului online numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în spațiul privat virtual. Operațiunile care pot fi realizate online sunt deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat tezaur, virament al sumelor din cont de subscriere al investitorului către un cont bancar pe numele investitorului. Pentru mai multe detalii cu privire la subscriere online, accesați ghid Tezaur Online și Tezaur Online sau prin unitățile poștale ale Companiei Naționale Poșta Română. Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Veniturile realizate de persoanele fizice rezidente din subscrierea și deținerea titlurilor de stat nu sunt venituri impozabile, în conformitate cu prevederile articolului 93 alineatul 1 litera A din legea numărul 227 din 2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. După cum se arată într-o informare a Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea. Registrul Auto Român va emite de la 1 decembrie 2024 deținătorilor de autovehicule certificatul RAR Autopass. Documentul va fi eliberat la vânzarea mașinii pentru a putea fi prezentat cumpărătorului și se adresează mașinilor deja înmatriculate în România. Certificatul va conține informații esențiale despre istoricul de accidente care au afectat sistemele de siguranță ale autoturismului. RAR Autopass va costa circa 50 de lei. Ceea ce privește RAR Autopass prin legea 142 din 2023 de anul trecut și prin normele de aplicare elaborate în anul acesta către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, putem spune că suntem în lucru cu această aplicație. La sfârșitul lunii mai, aplicația RAR Autopass va fi gata din punct de vedere al platformei, exact cum este prevăzut și în termenul legal, și va fi distribuită către toate entitățile care vor completa în această aplicație datele necesare eliberării certificatului RAR Autopass. Și aici mă refer la serviciurile ITP, serviciuri stații ITP, ateliere pentru inspecții tahografice și de la producătorii de vehicule rutiere. Vrem pentru a putea fi colectate suficiente date astfel încât imaginea de ansamblu asupra unui vehicul să fie cât mai relevantă pentru cel care o cumpără, va fi nevoie de minim 6 luni pentru ca toate aceste entități să poată încarce datele din spate în aplicație. Iar prin urmare, începând cu 1 decembrie, RAR va elibera, conform legii, persoanele care vând un autovehicul certificatul RAR Autopass, astfel încât acesta să poată fi oferit cumpărătorului în momentul tranzacției. Ce pot să spun? Obligatoriu sau opțional? Este prevăzut de lege ca acesta să fie pus la dispoziție cumpărătorului la momentul vânzării. Pot sfătui și este de bun augur ca și cumpărătorul să poată face o verificare dacă este cu adevărat interesat, ca nu cumva, ca și acest certificat RAR Autopass, pentru că este posibil și acest lucru, urmarea eliberării de către Registrul Auto Român, vânzătorul, cum de altfel fraudează și kilometrajul sau știu, face tot felul de modificări pentru a vinde o mașină care nu este
conform în realitate, să verifice și el pe site-ul nostru, fără a veni cu mașina, fără a prezenta autovehiculul, doar online, bineînțeles, contracost, estimăm la momentul actual ca și costuri de producție a aplicației, un tarif de circa 50 de lei pe care va trebui să-l plătească vânzătorul care va efectua tranzacția și chiar recomandarea noastră e ca și cumpărătorul să poată face o verificare dacă este interesat. Ce informații va conține certificatul RAR Autopass și de unde sunt colectate? Sunt colectate într-o primă fază de la momentul intrării mașinii în România, da? Exact. În certificat pot să spun că se vor regăsi date complexe despre istoricul mașinii respective, începând cu valoarea kilometrajului autometrului, până la numărul de identificare al autovehiculului, data și natura evenimentelor rutiere la care a fost implicat, detalii foarte importante, detalii despre avariile grave la sistemele de frânare și direcție, precum și tipurile de intervenții pe care vehiculul le-a avut, respectiv întreținere, reparație, actualizare soft și așa mai departe. Deci foarte clar, domnule director, acest document, acest istoric digital va conține inclusiv reviziile făcute în serviciu, cele care sunt înregistrate. Cele care sunt făcute la serviciurile autorizate. Vor fi și situații, bineînțeles, în puțin probabile, dar în momentul interogării aplicației să nu fie găsită nicio informație despre unui vehicul, iar RAR va elibera în momentul acela gratuit certificatul de negare, RAR Autopass. Deci nu va fi taxat. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea a făcut publică oferta locurilor de muncă pentru această săptămână. Sunt inclusiv posturi în Comunitatea Economică Europeană. Rata șomajului în Vrancea este de 2,62%. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea face cunoscut pentru următoarea perioadă un număr de 137 de locuri de muncă vacante declarate de către agenții economici din județul Vrancea în meserii precum arhitect clădiri, bucătar, desenator tehnic, consilier inginer mecanic, dulgher restaurator, electrician în construcții, fierar betonist, gestionar depozit, inginer construcții civile, industriale și agricole, inginer construcții instalații, inginer mecanic, instalator apă-canal, lucrător comercial, maestru instalator în construcții, mecanic utilaj, patiser, paznic, șef șantier, spălătoreasă lenjerie, tehnician topometrist și vânzător. De asemenea, oferta pentru Comunitatea Economică Europeană, avem vacante pentru România un număr de 130 de locuri de muncă în țări precum Germania, Letonia, Norvegia, Danemarca, Irlanda, Austria, Franța și Belgia. Cele mai multe locuri de muncă vacante sunt în Letonia, 30 de locuri de muncă pentru sudor, Germania, 10 locuri de muncă lucrător în producție, procesare produse din carne, muncitor în producție, 10 locuri de muncă vacante, în Norvegia, muncitor acvacultură, 50 de locuri de muncă vacante. Facem precizarea că cei care doresc să aplice pentru aceste locuri de muncă din Comunitatea Economică Europeană trebuie să cunoască limba engleză sau limba germană. În județul Vrancea, la data de 31 ianuarie 2024, se înregistra o rată a șomajului de 2,62%. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect, cerul va fi mai mult acoperit și sunt prognozate averse. Vântul va sufla de la moderat către intens. Temperaturile minime se vor încadra între 4 și 6 grade, iar cele maxime între 8 și 10 grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!